Bună, eu sunt Gabi și astăzi o să vorbim despre animatronul Mangle și povestea ei zisă și Toy Fox. Acum o să vorbim despre ea pentru că este al șaselea copil omorât din Five Nights at Freddy's. Din Five Nights at Freddy's 2, cum ar fi. Ea a fost distrusă de către niște copii răi și cam așa arăta după aceea. N-am ce să-i fac, dar acum s-a pus la mintea lor, eu în locul ei fugeam. Și ea a mai rămas doar cu câteva părticele. Doar cu capul și câteva părticele ale corpului, mâinile sau picioarele. Și mai are un al doilea cap, da. Chiar e ciudat, dacă stai să te gândești cum să ai un al doilea cap. Dar se zice că ar fi animatronul dinăuntrul ei. Și așa cam arată Mangle. N-are un ochi. Cum ați văzut unde stă ea în Five Nights at Freddy's 2, în camera aceea, are ochiul căzut pe jos, dar când pleacă nu mai este acolo. Ce s-a întâmplat cu el nu știe nimeni. Dar acum se spune că Mangle îi fură ciocul Chica-i, lui Toy Chica. Dar acum nu știu ce să mai zic. Bine, vorbim în episodul următor unde o să vorbim despre alte animatroane. La revedere! Bye!